Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la ora expertizei. Vyacheslav Platon, care a fost reținut luni la Kiev, s-a dezis de cetățenia Republicii Moldova. Asta a declarat avocatul afaceristului Gleb Saghida pentru Jurnal TV. Potrivit lui Saghida, clientul său este cetățean al Ucrainei încă din anul 2002, iar autoritățile din această țară nu ar trebui să-l extradeze pe Platon, lucru stipulat în Constituția țării vecine. Он с 2002 года является гражданином Украины, у него есть паспорт и есть свидетельство о смене фамилии. А какая фамилия новая у него? Кобелев. Он написал заявление на отказ от молдавского гражданства. И это заявление было подано компетентным органам в Молдове. В экстрадиции речи не идет, так как Украина не экстрадирует своих граждан. Totodată avocatul se arată surprins de operativitatea cu care Serviciul de Securitate și Procuratura Generală de la Kiev l-au reținut luni seara pe Vyacheslav Platon, în condițiile în care pe site-ul Interpolului sunt 160 de oameni anunțați în urmărire internațională de Ucraina, care nu pot fi prinși de ani buni. Mai mult, potrivit lui Seghida, încă o dovadă că procurorii ucraineni s-au grăbit să-l rețină pe Platon este faptul că decizia instanței din Moldova nici nu a fost tradusă din limba română. Extradarea lui Vyacheslav Platon este pusă la îndoială și de către șeful Procuraturii Anticorupție din Moldova, Viorel Morari. Dacă se constată că numitul Platon Vyacheslav deține cetățenia Ucrainei, extradarea nu cred că o să fie posibil. Dar la moment nu este confirmată deținerea de către persoana care s-a solicitat extradarea. Atunci când este terminată urmărirea penală pe teritoriul Republicii Moldova, nu mai pot fi întreprinse alte careva acțiuni de urmărire penală, poate fi transferată procedura pentru examinare de către organe competente. Și compania americană de avocatură Frontier Solutions, care reprezintă interesele lui Vyacheslav Platon în dosarul privind furtul din sistemul bancar al Moldovei, a expediat o scrisoare autorităților din Ucraina în care solicită amânarea extrădării clientului lor până la audierea acestuia de către oamenii legii din SUA. Potrivit scrisorii, Platon este gata să dea depoziție anchetatorilor americani despre implicarea conducerii Republicii Moldova în jaful secolului. Amintim că luni afaceristul Vyacheslav Platon a fost dat în urmărire internațională pentru implicare în jaful din sistemul bancar. El este acuzat de procurorii anticorupție că ar fi beneficiarul unui miliard de lei furat prin intermediul mai multor firme din offshore de la Banca de Economii. Acesta riscă până la 25 de ani de pușcărie pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani. Anterior, Platon a respins acuzațiile și a declarat că dosarul penal i-a fost deschis la comanda lui Vladimir Plahotniuc pentru devierea atenției publice de la adevăratul beneficiar al jafului secolului. Discutăm despre acest subiect cu invitații mei de astăzi, jurnalistul Alex Cozer, analistul politic Anatol Țăranu și economistul Dumitru Alaiba. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! În primul rând aș vrea să vă întreb dacă nu vă surprinde cumva declarațiile făcute de procurorul anticorupție, Viorel Morari, care spunea în reportajul pe care l-am urmărit că nu ar putea să nu fie extradat Vyacheslav Platon sau lucrurile s-ar complica. Ce să înțelegem altfel spus sub aceste sau printre rândurile celor declarate la conferința de presă? Și o spunea așa pe un ton că parcă spera că Platon nu va fi extradat. Un procuror, mai ales cum sunt acești procurori noștri puși pe fapte atât de mari, în special în ultimele luni, ar trebui să dea dovadă de mai multă siguranță la acest capitol. În general, mi se pare un pic ciudată toată această schemă cu arestul lui Vyacheslav Platon, deoarece se știa foarte bine legătura de amiciție, prietenie, afaceri dintre Plahotniuc și președintele Ucrainei Poroșenko, iar Platon a stat acolo la Kiev, chiar a spus în presă că se află la Kiev și a și fost arestat peste câteva ore. Sunt anumite lucruri pe care mie îmi vine greu să le explic. Pot să spun cu siguranță că Platon și Plahotniuc au fost în legături foarte bune și eu am văzut într-un interviu al lui când a spus că el a cumpărat de la Plahotniuc acțiunile pe care acesta le-a furat de la Victor și Viorel Țopa. Platon n-a fost sincer acolo, trebuia să spună că el și cu Plahotniuc au furat acțiunile de la Victor și Viorel Țopa împreună, așa cum în 2011 au făcut atacuri la Raider și la Victoria Bank și la Moldova Agro Invest Bank și la Sito. Băieții ăștia doi, Plahotniuc și Platon, au acționat concertat în 2011, în 2012,
după care au apărut anumite animozități, au fost perioade în care au existat animozități între ei, după care prietenii, iarăși animozități. E o relație ca de telenovelă sud-americană între Plahotniuc și Platon și iată acum se pare că atinge apogeu această telenovelă nefericită pentru Republica Moldova. Cert este că Platon a făcut extrem de multe porcării în Republica Moldova, a făcut și în alte țări din CSI și ar merita să facă pușcărie, însă din păcate această justiție selectivă din Republica Moldova și felul în care acționează ne face să avem semne de întrebare, inclusiv la felul în care se acționează asupra lui Veceslav Platon. Cu aceste noi declarații și circumstanțe, se complică lucrurile în cazul Platon sau nu? Plus, Procuratura Anticorupție, demersurile și intențiile pe care le are să îl interogheze pe Platon. Faptul că Viorel Morar nu prea dă semne că vrea ca aceasta să fie extradat. Despre ce vorbește în continuare? Bun, încă până mai ieri știam că miliardul l-a furat Felat. Acum se clarifică că parcă nu l-a furat Felat, dar a apărut un nou erou pe scenă. Și după toate probabilitățile, ceva acolo nu se leagă. Încercarea aceasta de a pune în cârcă lui Felat miliardul, până la urmă a ieșuat și acum se caută un nou responsabil. Dar acest responsabil, de fapt, singur, cu mânuța lui și-a făcut. Arestarea se produce după un interviu pe care el l-a dat, când a vorbit în termeni deschiși despre niște lucruri foarte urâte care s-au întâmplat în Republica Moldova și în aceste condiții, cererea aceasta a Procuraturii Moldovenești de a-l aresta pe Platon. Dar ce nu s-a făcut până la acest moment? Despre Platon atât de mult se cunoaște Republica Moldova. Presa a vorbit și în lung și în lat despre participarea lui la diferite afere. Și când colo, deci asta se face numai atunci când în presă a apărut un material foarte, hai să spunem așa, un material în care se spune unor lucruri pe nume, și foarte neplăcut pentru anumiți potentați ai zilei din Republica Moldova. Asta încă o dată vorbește despre faptul, sau cel puțin vine să aducă mai multe dubii la capitolul neparținitatea Procuraturii Moldovenești. Iar colegul meu de platou a tras atenția asupra acestui lucru, domnul Morare, care acum este, mi se pare că deține interimatul la Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție, el, de fapt, nu știu cum așa s-a exprimat, de parcă n-ar fi chiar atât de bine ca Platon să dar fie... Dar poate este extra... o speculație, poate nu s-a lăsat așa să se bun, interpreteze. Bun, este adevărat, este o interpretare a noastră subiectivă. Dar ce să-i faci dacă noi avem aceste interpretări? Dar cum altfel poate fi interpretată deci luarea lui de poziție care spune că ea ar putea să fie extradat în condițiile când un procuror care duce acest dosar, care este cointeresat să-l aibă pe Platon în mâinile sale, să aibă toate depozițiile necesare ca să desfășoare o anchetă detaliată, el invers ar trebui să insiste, să aducă argumente, că trebuie să fie extradat, neapărat trebuie să fie dat pe mâna justiției moldovenești și când colo, așa foarte ușor, dar poate nu trebuie. Asta până se constată dacă e validă sau nu este validă cetățenia pe care o are Veceslav Platon, cetățenia ucraineană. Este adevărat. În presă s-a speculat chestia aceasta că el Chiprului are un pașaport fals. Iată că acum avocații lui vorbesc despre altceva. Să vedem până la urmă. Este adevărat că dacă pașaportul este unul valid, Ucraina va avea probleme foarte serioase la capitolul să-și extradeze cetățeanul. Vedeți, presa ucraineană deja scrie despre faptul ăsta. Și cât atunci atrage la cântar pașaportul ucrainean dacă atât de ușor este depășită inviolabilitatea cetățenească a oricărui cetățean al Ucrainei. Extradarea, pe de altă parte, extradarea lui Platon ar fi un pas înainte pentru a înțelege mai bine cine sunt beneficiarii miliardului din bănci? Părerea mea este că
anume în situație în care este justiția moldovenească la moment și în de fapt chiar și ținând cont de precedentele pe care le-am avut, teamă mie că odată cu extradarea n-o să auzim nimic decât un proces închis ca și multele care au fost până acum. Nu știu exact, deci eu încă n-am înțeles legătura directă, deci legătura dintre de ce acum, pentru că de oameni ca Platon se știe într-adevăr, cum au vorbit și antivorbitorii, se știe foarte bine de ani de zile despre multe prostii care le-au făcut în Republica Moldova, nu fără ajutorul instituțiilor statului, pentru că este doar un om care, până la urmă, opinia mea este, nu este nici nu știe ce competent și nici cine știe ce mare geniu care, cum se vinde în, mă rog, prin presă și așa mai departe. Este un om care cu ajutorul mai multor persoane din instituțiile statului Republica Moldova a lucrat împotriva intereselor statului, a subminat sectorul financiar, a adus mari daune imaginii țării astea, pentru că dintr-un an în altul acțiunile erau transferate de la unele instituții ca și cum ar fi, nu știu, un sac cu cartofi, dacă vreți. Deci asta nu este altceva decât până, pentru moment, un mare semn de întrebare pentru mine. De ce acum? Și nici nu cred că, iarăși, aducându-l în țară, o să avem parte de prea mult adevăr. Deci, pentru moment, în opinia mea este că cel mai bine este asemenea oameni să răspundă... Pornind de la interpretarea pe care am auzit-o anterior, că procuratoarea anticorupție, deci pe scenarii, în cazul în care s-ar teme sau ar avea... Eu cred că ei foarte mult ar vrea să-l aduc, iarăși opinia mea, ar vrea foarte mult să-l aduc și să-l închidă ca el să nu vorbească, dar în același timp nu se prea așteaptă la acest lucru, respectiv posibil că pregătesc terenul ca să anunț că nu este posibilă extradarea. Am vorbit, Alex, despre această operativitate care este pusă pe seama apropierii sau a prieteniei dintre oligarhul Vladimir Plahotniuc și președintele Ucrainei. Avem și un reportaj la acest subiect și comentăm mai departe după asta. Andrei Năstase consideră că au existat înțelegeri obscure cu implicarea factorilor de decizie de la Kiev. Sunt coacționari la Gemini, Plahotniuc și Poroșenko. Acest lucru se cunoaște și în Ucraina și în Republica Moldova, iar operativitatea cu care au acționat instituțiile ucrainene este una care pur și simplu le deconspiră înțelegerea. Pentru că Platon se afla, din câte spune presa, se afla pe teritoriul Ucrainei în permanență, ar fi putut demara aceste operațiuni mult înainte. Faptul că Platon a recunoscut că a achiziționat niște acțiuni furate de către Plahotniuc de la foști doi clienți ai mei, l-a determinat pe Plahotniuc să se adreseze către prietenii săi din Ucraina. Dacă cele 18,5% din acțiunile băncii de economii nu ar fi fost furate de la clienții mei, astăzi nu am fi avut furtul miliardului produs din Banca Națională, din rezervele naționale și a cărui beneficiar, iată, rămâne a fi Plahotniuc. Deci este o reglare de conturi în momentul de față între Plahotniuc și cel care vrea să-l deconspire. Asta se mai spune că Plahotniuc a mai simțit un pericol în declarațiile lui Platon. Plahotniuc încearcă să-l aducă în Republica Moldova pentru a-l reduce la tăcere, pentru a-l supune unor persecuții, pentru că dacă unul dintre complicii la furtul miliardului își va da drumul la gură, credeți-mă, nu va mai dura prea mult până când beneficiarul final, beneficiarul mare, va ajunge pe banca acuzaților și la pușcărie. Despre presiunile lui Plahotniuc asupra lui Vyacheslav Platon vorbește și avocatul celui din urmă. Moi client, on написал президенту Порошенко письмо о том, что он на сегодняшний момент в Молдавии является под давлением, на него осуществляется политическое давление, и он может стать жертвой политической расправы его бывшего партнера по бизнесу Плахотниуку. Его, скажем так, экстрадиция в Молдавию, она не просто поставит под удар его бизнес или какие-то финансовые интересы, вот так и спешите. Речь идет о его безопасности,
как физического лица, как человека. Вячеслав Платон a declarat pentru portalul anticorupție că a cumpărat în 2011 de la Vladimir Plahotniuc acțiuni pe care oligarhul le-a furat de la Victor și Viorel Țopa, adăugând că le-a vândut ulterior lui Ilan Șor. Amintim că în 2012 Curtea de Justiție de la Londra a prezentat dovezi potrivit cărora beneficiarul atacurilor Raider din Moldova în anii 2010 și 2011, inclusiv la Banca de Economii, este oligarhul Vladimir Plahotniuc, prin vicepreședintele Partidului Democrat. La sfârșitul anului 2014, într-un proces care vizează aceleași acțiuni, Curtea de Justiție de la Amsterdam a pus sechestru pe o parte din averea controversatului politician în valoare de 70 de milioane de euro. Tot în noiembrie 2014, avocatul și actualul lider al Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a dezvăluit în cadrul emisiunii Ora Expertize de la Jurnal TV că Marian Lupu și Andrian Candu ar fi participat la tranzacția prin care controversatul oligarh Vladimir Plahotniuc a vândut acțiunile de la Banca de Economii, Victoria Bank și Sito. La Curtea de Justiție din Amsterdam se află un set de probe care ar demonstra implicarea președintelui PD Marian Lupu și a finului de cununie a lui Plahotniuc, șeful Parlamentului Andrian Candu. Ambii au negat însă declarațiile făcute de Năstase. Vladimir Plahotniuc a refuzat să comenteze acest caz. Poși parteneri, fie complici, acum sunt unul împotriva altuia. Din tot acest scandal, am putea noi, cetățenii Republicii Moldova, să câștigăm în ultima instanță? Ca să înțelegem mai bine relația Plahotniuc-Platon și de ce eu am mari dubii, inclusiv în legătură cu acest arest din Ucraina, să ne întoarcem un pic înapoi. De fapt, la Victoria Bank a fost o acțiune concertată Platon-Plahotniuc, iar Platon, pentru faptul că prin schemele sale l-a ajutat pe Plahotniuc să facă acel atac Raidera, a primit la Banca de Economii, pardon, a primit parte de acțiuni, acele 18,5%. Ulterior, relațiile de afaceri, de așa zis business, dintre cei doi au evoluat și au împărțit acțiunile și la Victoria Bank. Iar de acolo au început și disensiunile între cei doi, pentru că la un moment dat Platon a încercat să, deținând un pachet mai mare de acțiuni, a încercat să-și pună propriul șef de bancă. Plahotniuc insista să rămână Natalia Politov-Cangaș, care este persoana sa de încredere. Iar acolo, la începutul anului 2014, au început primele disensiuni între cei doi. Ele au atins un apogeu la sfârșitul anului 2014. Ulterior, însă, Cei doi s-au împăcat și asta s-a văzut inclusiv prin presă, când presa lui Plahotniuc l-a lăsat în pace pe Platon și o parte a presei de limbă rusă pe care o controla Platon în acea perioadă, la fel a temperat emoțiile în legătură cu Plahotniuc. Dar a fost dezgropat până la urmă. Aștia doi sunt niște bandiți și eu nu m-aș feri să cred că, de fapt, ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina cu Platon este un fel de avertizare pe care Plahotniuc o arată lui Platon. Și dacă Platon nu va renunța la acest război pe care l-a pornit împotriva lui Plahotniuc, s-ar putea afla până la urmă care și cetățenii moldovenească și să fie și extradat și să aibă și parte din un proces așa cum a avut parte Vladimir Filat. Între cei doi, repet, au mai avut loc disensiuni și ei s-au înțeles. Acum se pare că lucrurile sunt mult mai grave, pentru că pe undeva și autoritățile din Statele Unite s-au implicat în această anchetă și s-ar părea că nu mai există loc de înțelegere. Vyacheslav Platon nu este un simplu om. Nu a fost luat în surprindere așa cum a fost luat Vlad Filat când a fost arestat. Eu sunt sigur că Platon și-a pregătit din timp suficiente dovezi pentru a le face publice în cazul în care Plahotniuc va continua această ofensivă asupra sa. De-aia eu sunt sigur că în următoarele săptămâni, dacă între cei doi bandiți, că altfel nu am cum să le spun, și criminali, dacă cei doi nu se vor înțelege, atunci vom avea parte de foarte, foarte multe dezvăluiri din ambele părți. Motiv din care cel mai bine e să nu se înțeleagă. Deci, da. Aici
știți, într-un fel, doi păianjeni se mănâncă între ei. Deci asta e până la urmă bine atâta timp cât niciunul din ei nu câștigă. Un lucru pe care noi precis, cu siguranță, nu trebuie să ne așteptăm este ca Plahotniuc să-și elimine absolut toată concurența, pentru că atunci noi intrăm într-o perioadă de îndelungată stabilitate care deloc nu miroase bine pentru noi, pentru toți. Da? Deci atâta timp cât, și eu apropo de ce a spus Alex, eu mai mult mizez pe faptul că autoritățile din SUA se implică și au devenit interesate în acest dosar furtul miliardului, pentru că până la urmă ar trebui să fie foarte conștienți de faptul că, deci fiecare plătitor de impozite din SUA sau din Uniunea Europeană ar trebui să fie conștienți că acest miliard este inclusiv al lor. Pentru că rezervele BNM sunt alimentate de banii FMI în mare parte. Pentru că banii FMI vin din impozitele fiecărui contribuabil care achită în fiecare lună impozite la statul său. De ce autoritățile din vest ar trebui să fie foarte, foarte curioase despre ce anume s-a întâmplat, cine a fost responsabil și încotro au mers banii. Pentru a-i recupera inclusiv din o chestie de onoare până la urmă. Așa cum ziceam anterior, nu cunoaștem încă dacă există sau nu există, dacă se confirmă sau nu se confirmă din partea autorităților din Statele Unite ale Americii, dacă există pornită o anchetă sau nu pe acest caz. Cunoaștem doar faptul că o firmă de avocatură, Frontier Solutions, urmărește și monitorizează, a startat o anchetă. Deocamdată este vorba despre o firmă privată. Vom vedea până unde se va ajunge și în ce măsură vor fi antrenate și autoritățile oficiale. Domnule Țăranu, știu că am înțeles că vreau să adăugați ceva aici. Știți, mie într-un fel mi-e silă să discut amănuntele, detaliile, nuanțele, luptii a doi oligarhi care, nu știu ce, acolo nu pot să împartă sau invers, împart totul ce au acaparat. Mă interesează altceva. Cum de s-a întâmplat așa că noi acum discutăm între noi și suntem ferm convinși că dacă Platon va fi extradat în Republica Moldova, procuratura nimic nu va face, nimic nu se va întâmpla. Sau invers, cum au spus colegii mei de Platon pur și simplu va fi redus la tăcere. Asta e vorba de instituțiile fundamentale ale statului Republica Moldova. Noi am ajuns la o situație penibilă în felul său când Republica Moldova nu funcționează ca un stat autentic. Ar putea fi Platon mai util acolo, în Ucraina, în rezolvarea acestui dosar? Iarăși, mă faceți să intru în zona unor presupuneri. Într-un fel, dacă el va nimeri încoace și va fi aici tratat în formula lui Filat, păi cu adevărat o să-l închidă și nu o să-i permite să spună un cuvânțel. Dar are dreptate colegul Alex, că atunci când spune că de data asta nu a fost luat prin surprindere, el s-a pregătit, există avocați. Omul vine dintr-o zonă a societății care este foarte bine pregătită pentru asemenea cazuri. El nu este un băiețaș naiv care așa ușurel poate să fie condus până la celulă și acolo împreună cu ușa celulei s-a închis și orice acces la informații și așa mai departe. De la ce spun eu, nici nu știu. Ar putea să se întâmple că la Kiev poate să spună mai multe lucruri în caz numai dacă cu adevărat nu vor conveni între dânsii și nu vor încheia o pace, cum se mai întâmplă în lumea mafioților. Dar deocamdată nimic nu vorbește despre faptul că ar putea să fie o pace. Dar pe de altă parte, și în Moldova, dacă nimerește, asta ar putea să fie un impuls pentru a publica niște documente cu materiale incendiare. Și atunci publicul larg ar putea să facă cunoștință de multe lucruri. Și aici încă un moment. Da, aveți perfectă dreptate atunci când spuneți că Statele Unite ale Americii au toate motivele să se implice pentru o anchetă în acest caz, fiindcă cum n-ar fi? Sunt niște bani care au venit în Republica Moldova și au nimerit în rezerva valutară a țării noastre, sunt banii inclusiv a contribuabililor americani. Din acest punct de vedere, statul american are motive legale de a face acest lucru. Dar uitați-vă, noi aproape că nu vorbim despre Federația Rusă, dar Federația Rusă are încă și mai multe motive să se implice.
s-au spălat în Republica Moldova banii care au fost scoși din Federația Rusă. E vorba de vreo 30 de miliarde de dolari. Federația Rusă este partea pătimită. Moldova, ei, cum să vă spun, atunci când s-au spălat 30 de miliarde de dolari, desigur că s-au încălcat legii, s-au încălcat, nu, 20 și încă în 2015 și încă 10 miliarde s-au mai spălat. Păi apare o întrebare. Bun, în Moldova noi ne-am mijlocit pierderi materiale din cauza asta n-am avut. În linii mari, nu sunt bani noștri, dar ca imagine, ca funcționalitatea instituțiilor, e pur și simplu un prăpăd, o catastrofă, un dezastru. Dar Federația Rusă are toate motivele să se implice. Platon, apropo, este cetățean rus, Platon funcționează în zona afacerilor rusești. Acum nici nu mai știm a cui cetățean este, pentru că aflăm... Bun, știm că este cetățean rus, cu siguranță. Bacă a renunțat și la cetățenia Federației Ruse. Și aceste declarații sunt... Că nu cetățean moldovean, el a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Asta este iarăși o chestie. Cum... Că avocatul, am înțeles că vorbește de 2002 și omul ăsta a fost ales deputat în 2009. Sunt lucruri absolut incredibile. Astăzi a fost o conferință de presă a Procuratorii Anticorupție împreună cu cei de la CNA și vorbeau despre implicările lui Platon în anii, pentru anii 2011-2012 și nici de cum pentru această perioadă despre care vorbim, care se referă strict la jaful miliardului. O fi o altă manipulare la mijloc, o fi având. Există mai multe dosare. Eu cred că domnul Țăranu a atins un pic. Eu cred că Vyacheslav Platon este mult mai periculos pentru Plahotniuc și instituțiile acestui stat în cazul spălărilor de bani. Pentru că în cazul spălărilor de bani noi încă nu avem absolut nicio anchetă a spălărilor de bani rusești. Este vorba de cel puțin 30 de miliarde de dolari. Este vorba despre o lege lobată de către, promovată de către fostul ministru al justiției Alexandru Tănase, care a făcut posibil această spălare de bani, pentru că în mod normal, dacă rămânea vechea lege, atunci din urma 30 de miliarde de dolari trebuia să intre în bugetul statului vreun miliard. Însă după ce s-a schimbat această lege, toți banii ăștia au mers către executorii judecătorești. Iar executorii judecătorești, așa zis. O parte mie. Nu mi-am finalizat gândul. Așa zis și executorii judecătorești au împărțit la politicienii de la noi și la factorii de decizie de la noi. Și aici, dacă Vyacheslav Platon ar vorbi, pentru că el este implicat direct prin Mold Income Bank, e aici să vedeți ce lucruri șocante vom afla noi. Despre tot felul de procurori, despre tot felul de judecători de pe la curți constituționale, despre tot felul de legislatori care au promovat legi pentru a garanta. Exact, exact. Iată, aici este marele pericol și aici probabil lui Plahotniuc și întregului sistem, pentru că întregul stat Republica Moldova a participat la această spălare de bani. Aici este mare frică, că dacă începe să vorbească Vyacheslav Platon, și acolo eu am văzut că autoritățile de la Moscova nu sunt deloc încântate de această spălare de bani, pentru că în plină criză economică să iasă zeci de miliarde de dolari din țară, nu este pe plac nici lui Putin, nici nimănui altcuiva. Și atunci, cu siguranță, vor începe mișcări tectonice adevărate. Asta e dacă să ne gândim că cele promise de Platon se vor împlini. Acele 40 de ore de înregistrări cu Șor, care demonstrează foarte multe lucruri care ar putea scoate la egală. Bun, Șor, detalii șocante. Așa cum a făcut-o de altfel și Firat, care a promis, de fapt, că va vorbi sau și ce va vorbi va detona. Vlad Fat este un pion mult mai mic în toată această schemă. Probabil are și dânsul anumite dovezi, însă ați văzut cum a decurs procesul. Și repet, el este un pion mult mai mic și a fost luat pe neașteptate. Vlad Filat, până la urmă, este ceea ce a și demonstrat această procuratură, că a luat cadouri niște mașini și probabil prin campaniile electorale ar mai fost anumite finanțări. Ăștia sunt banii care au mers la Vlad Filat. Și Vlad Filat este un pion, un jucător mult mai mic, care nu a fost implicat
precum au fost implicați acești mari în acest jaf. Și repet, este și spălarea de bani, care este o chestie extrem de gravă și pe care, dacă Platon începe să vorbească, se dărâm tot acest sistem construit în Republica Moldova. De asta Platon este extrem, extrem de periculos. Și Plahotniuc va face tot posibilul să ajungă la o înțelegere cu el. Pentru că dacă Plahotniuc va merge mai departe, îl va aduce aici, se va apuca să-l judece, așa cum l-a judecat și pe Filat, sunt sigur că din partea aia vor veni probe care vor schimba total starea de lucru în Republica Moldova. O chestiune oricum rămâne neclară. Vorbim despre acea conferință de presă de CNA și procuratora anticorupție care îl incriminează pe Veaceslav Platon de participare la jaful miliardului. E vorba acolo și de o sumă de 1 miliard de lei, dar e vorba despre anii 2010-2011 sau 2011-2012. Dar până la urmă, miliardul de dolari furat din bănci, unde se află? În raportul Kroll e de la 2012 până în prezent, adică când s-a făcut mare fraudă. Da, e o întrebare bună. Mă scuz, te rog. Trebuie totuși să înțelegem un lucru. Da, s-au scos bani din bănci, din toate trei bănci, nu numai din aceste bănci. Desigur că e un jaf. Dar s-a realizat furtul miliardului în totalitatea și în finalitatea sa doar atunci când s-a umblat la rezervele valutare ale Republicii Moldova. Încă o dată vreau să repet pentru telespectatori. Leii noștri, desigur că pentru noi, pentru simpli moldoveni, sunt bani. Pentru granguri mari nu sunt bani. Leii sunt niște hârtiuțe. Ce faci cu ele? Leii se prefac în bani serioși atunci când sunt prefăcuți în valute forte, în dolari, în euro. De aici această schemă care a fost gândită, e interesant cine a gândit-o, cum a pus-o pe roți, fiindcă ideea furtului miliardului, până la urmă, dacă ar fi fost pur și simplu furați lei, noi astăzi am fi vorbit de vreo 20 de miliarde de lei. Dar așa vorbim de un miliard. Sensul acestui furt, sensul acestei dilapidări, a fost valuta scoasă, extrasă, furată din rezervele valutare ale Republicii Moldova. Atunci când aceasta s-a produs, atunci operațiunea și-a găsit finalitatea sa logică. Și iarăși, ca și consecință, ca să nu telespectatorii să nu creadă că asta nu-i privește sau nu-i relevant deci, pentru abstract, ei. Da. Deci, imediat, leu cade cu 30%. Da? Cursul leului față de euro. Asta ne privește pe tot și asta nu este ceva ce nu e... Și asta e pentru că rezervele valutare a BNM au pierdut din greutate. Întrebarea era ce vrem să aflăm și ce ne se servește. Noi avem cazul Filat, care nu e vorba despre dosarul miliardului, deci asta ne se impută. Acolo este vorba despre corupere pasivă, mită, spălare de bani sau altceva. Cazul lui Șor, care e vorba iarăși despre altceva, spălare de bani în proporții deosebit de mari. Cazul Platon, care nu este vorba despre ceea ce s-a întâmplat la cele trei bănci, e vorba despre anii 2010-2011. Există în general acest dosar al miliardului furat? Asta demonstrează un singur lucru, că autoritățile, cum nu au inițiat nicio acțiune serioasă pentru a depista adevărul ce s-a întâmplat cu miliardul, așa și n-au de gând. Pentru că se vorbește despre asta deja de aproape 2 ani. Noi avem dosare care ar imputa speculativ anumite chestii, însă despre marea dilapidare nu se discută. Asta nu e o schemă, cine știe, ce sofisticată, iarăși. Asta e aduce în pragul falimentului un grup de bănci, după asta scos din BNM o anumită sumă pentru a preveni falimentul acestor bănci. Autorități credibile din multe țări fac asta. Chiar și în SUA, în 2007, chestii similare s-au făcut, doar că aici s-a făcut cu rea intenție pentru a scoate bani în folosul cuiva, nu în interesul public, nu în interesul statului. Asta este marea diferență. De aceea,
De fapt, noi vedem că, că autoritățile, să le spunem așa, Republicii Moldova, evită cu orice, cu orice preț să discute. Chiar și cuvântul ăsta încearcă să-l uite. Apropo de autorități, atunci când se discută... Nici măcar panoul nu l-au montat, nu că să mai vorbim de recuperare. Pentru până la urmă, trebuie de făcut un lucru. Nu este deloc greu în secolul 21 să trasezi fluxurile financiare și să le recuperezi, pentru că banii nu dispar, ei nu se evaporă. Ei sunt investiți în anumite hârtii de valoare, în anumite active, în, bun, cât iahturi ai să cumperi, asta e o mică parte. În mare parte, banii sunt bine mersi, stau undeva și chiar și aduc anumite dividende. S-a discutat inclusiv pe acest subiect și în cadrul Parlamentului, atunci când a fost acel proces de moțiune de cenzură a guvernului Filip, a fost premierul astăzi în fața parlamentarilor, la inițiativa de săptămâna trecută a socialiștilor, care a fost susținută de comuniști și liberal-democrați, din nou s-a lăsat cu acuze dure și cu atacuri acide între putere și opoziție. Să vedem cum a decurs ședința de la Parlament, după care discutăm mai departe. De la tribuna Parlamentului, premierul Pavel Filip a acuzat opoziția de demagogie și s-a lăudat că, în ultimile 6 luni de când a preluat șefia guvernului, a făcut ordine în instituțiile publice controlate anterior de PLDM. A fost captivă vama. A fost captiv Ministerul de Finanțe, a fost captiv Ministerul de Interne, unde s-a politizat fiecare polițist. Acum nu mai este așa. I-aș întreba pe noi parteneri politici ai socialiștilor, pe deputații PLDM. Dar de ce nu ați făcut la fel de vocali pe tema statului captiv înainte să fiți prinși cu fărăciunile de la BEM? Sau ați uitat că dezastrul de la BEM a început exact când această bancă era în administrare directă a oamenilor PLDM, începând de la instituții până la Consiliul de Administrație? Atunci statul nu era captiv pentru că veneau banii la partid și vă era bine. O spun martorii, cine este beneficiarul principal, domnule Filip? Este chiar stăpânul dumneavoastră, care a pornit o vânătoare asupra lor, martori care indică cu probe și la mișmașurile de la Moltelecom, Metal Feroz, Energo Capital, Poșta Moldovei, etc. Nu vă lăudați, domnule Filip, cu ordinea pe care ați instaurat-o la vamă. Mai bine spuneți câte containere de țigări de contrabandă sunt identificate de către vamii și români. Se vorbește că dumneavoastră, în calitate de ministru în toate guvernele, umpleați lunar pușcuța Partidului Democrat. Așa că uitați-vă, rog, în oglindă și nu indicați la Partidul Liberal Democrat. Chiar e interesant să te uiți dintr-o parte, să vezi cum luptați cu PLDM-ul. Întrebarea e simplă, dar unde erați voi atunci? Voi atunci unde erați? Procuratura Generală la cine era? CNA-ul la cine era? Când vedeți că s-a furat de la vamă, de la fisc, de la Ministerul Afacerilor Interne, dumneavoastră ați fost ministru în toate guvernele practic care au fost până acum. Dumneavoastră ați promis că veți găsi miliardul furat. Ați găsit soluția să puneți acest miliard pe spatele cetățenilor. Dacă aveți alte propuneri constructive, cum poate fi soluționată această problemă, vă rog să le înaintați. În apărarea prim-ministrului au sărit deputații care fac parte din majoritatea parlamentară. Dacă nu se începea banca de furat timp când era Dodon ministru și doamna prim-ministru, poate nu se fura astăzi. Socialiștii complici la furtul miliardului, pile de meu băgați până în urechi în furtul miliardului. Domnule prim-ministru, înainte... Și comuniștii i-au reproșat lui Pavel Filip că nu a gestionat corect criza din sistemul bancar. Решение о ликвидации банка для экономии было неправильным решением. Кредит этот, который вы подписали, нужно было дать банку для экономии, чтобы он своими прибылями при улучшении его менеджмента погасил его за 25 лет. Это было бы правильно. То, что сделали власти, в том числе и с вашим, так сказать, участием, это неправильное дело и нагрузит сегодня и население, и бюджет. Și eu pot fi în situația să vă adresez dumneavoastră această întrebare, de ce s-a întâmplat la Banca de Economii. Eu, spre deosebire de dumneavoastră, nu am avut niciodată nicio tangență și nicio atribuție față de această bancă. După lungi dezbateri, Parlamentul a respins moțiunea de cenzură inițiată de socialiști și susținută de liberal-democrați și comuniști.
Pentru demiterea cabinetului de miniștri au optat doar 30 de parlamentari din PSRM, PLDM și PCRM. Iar pentru ca guvernul Filip să cadă, era nevoie de 51 de voturi. Întrebarea pe care și-o pun mulți telespectatori și noi la fel este dacă acest guvern și-a respectat promisiunile atunci când a fost numit, a fost ales, a fost votat. Credibilitatea în fața cetățenilor și în fața partenerilor externi. Despre asta a vorbit Pavel Filip. În realitate, cum stau lucrurile în opinia dumneavoastră? Bine, dacă e să-l credem pe domnul prim-ministru, lucrurile stau excelent. El astăzi a avut un speech în Parlament care, practic, vorbește despre faptul că criza social-economică în care a nimerit Republica Moldova datorită efortului miliardului și tuturor nelegiuirilor care s-au întâmplat pe parcursul mai multor ani a fost depășită, în țară s-a instaurat stabilitatea și ne așteaptă un viitor luminos foarte aproape, peste câteva luni. Aici deja vor zbura boiler, vește, cum broiler, fripte și așa. Da. O impresie de-a mea a unui om care are o experiență parlamentară și eu astăzi foarte atent am observat toate luările de poziție în Parlament, am încercat să intru în esența lucrurilor care acolo s-a făcut și vreau să vă spun că impresia mea este una foarte proastă pentru ceea ce se numește dezbaterea parlamentară în Republica Moldova. Noi practic nu avem parlament. Noi nu avem dezbatere parlamentară. Tot ce se întâmplă în Parlament, nu știu cum, de conducerea Parlamentului, este dusă pe o pistă absolut falsă, de formalități, iar esența lucrurilor pur și simplu se pierd în ceea ce se numește regulamentul Parlamentului, respectarea necondiționată a prevederilor regulamentare și așa mai departe. De parcă regulamentul este scris nu pentru a ușura dezbaterea parlamentară, dar pentru a închesta-o și nu-i permite ca adevărul să iasă la suprafață. Asta este prima senzație, prima impresie pe care o am. Și a doua, știți, mie mi s-a părut că totuși, cu tot limbajul de lemn care îi aparține primului ministru, el astăzi a câștigat rundă. Prestația opoziției a fost una lamentabilă. Lamentabilă. A fost o singură luare de poziție cât de cât coerentă. Și aici mă refer la ce a spus de la tribuna Parlamentului liderul socialist Dodon, care a ieșit cu fapte, cu cifre foarte precise și a contrabalansat speech-ul triumfalist al primului ministru, repet încă o dată, cu cifre foarte concrete, și a demonstrat că lucrurile nu stau așa cum a prezentat primul ministru, iar în rest a fost o situație când, eu nu prea am înțeles, dar pentru la ce i-a trebuit opoziție parlamentare această moțiune de cenzură. Aveam așa o senzație că această moțiune de cenzură i-a oferit guvernului ceea ce despre ce a vorbit deputatul Deacov, posibilitatea de a prezenta lucrurile în propria redacție, că iată cât de bine mergem și așa mai departe. Dar pe de altă parte, eu am ascultat acel raport și am să vă rog să comentăm un pic pe câteva chestiuni care le-am auzit, pe care le-am auzit astăzi la Parlament. A vorbit despre majorarea pensiilor, aici vorbim despre indexarea acestora în aprilie, despre majorarea salariilor la medici din 1 septembrie, la majorarea salariilor la alte categorii de bugetari cu 10 și respectiv 10,9%, asta în condițiile în care rata inflației este la fel, sau mai mare? Sau mai mare. Mai mult ca atât. Dacă este să ne referim la aceste așa zise rezultate, și asta e o majorare care, de fapt, în viitor sărăcește oamenii. Da? Pensiile majoresc cu 10%, dar alimentez această finanțare din credite de pe piața bancară cu 25% anual. Deci oamenii, până la urmă, pierd din această afacere.
pentru că tot oamenii prin impozitele lor o să trebuiască să întoarcă acești bani. Este o majorare cu tot respectul față de oamenii care într-adevăr au nevoie de venituri și așa mai departe, dar este o majorare care nu este bună pentru ei în ziua de mâine. Asta este adevărul. Dar putem vorbi despre o majorare în condițiile în care, dacă este vorbim despre criză economică până la urmă, despre puterea de cumpărare, nu știu dacă oare simple cetățeanul nici măcar atât. Nu normal să faci majorări atunci când ai o creștere economică. Putem să vorbim despre o majorare sustenabilă, dar atunci când te împrumuți de la bănci pentru a plăti salarii și a mima anumite majorări și să vii să te lauzi cu asta, sau mai ales că cu majorarea pensiilor, care o avem din 2000, cea indexare, este legea de 16 ani de zile, și tu să spui că ai majorat pensiile, este ridicol. Și să vii și să te lauzi în prim plan cu asemenea, așa zise, reușite. Pentru că acest guvern, Pavel Filip, chiar în România ne promitea că în decurs de 3 luni o să fie întorci nu știu câți bani, că o să fie făcută lumină în cazul fraudei bancare, că o să fie reformată procuratura. Sunt chestii extrem de dureroase pe care, apropo, le-a pus în foaia de parcurs Uniunea Europeană în luna februarie, ministrii de externe Uniunea Europeană. Hai, dacă venea Pavel Filip cu cele 10 condiții a ministrilor de externe în Uniunea Europeană și spunea, condiția numărul 1, bifat, am făcut, 2, bifat, foarte bine. Așa a vorbit un discurs populist, că are cine să le facă discursul ăstora. Remarcă foarte bună a lui Anatol Țăranu, o poziție deplorabilă. Vorbea Pavel Filip de 85% din acțiunile pe care s-a angajat guvernul să le îndeplinească în cele 3 luni sau 4 luni de atunci până acum. Vorbim de sfârșitul lunii iulie sau sfârșitul lunii august, 85%, zicea că încă 15% până la sfârșitul lunii iulie. E bun, dar cum chestia asta poate să rezinte? Ce înseamnă 85%? Asta nu se verifică. Despre care reforme vorbim? Dacă spunea 99 sau 70, nu e. Alex, iată ce a spus domnul Alain. Deci, asta trebuia să facă deputații în Parlament. Noi acum avem posibilitatea să ne adresăm unui segment relativ îngust de telespectatori, aceia care privesc Jurnal TV. Astăzi, o bună parte din țară a privit dezbaterea parlamentară. Deputații opoziției aveau această misiune. Să iasă la tribună și punctual fiecare teză a domnului prim-ministru să demonstreze. Iată, aici este adevărat, dar aici, mă scuzați, domnule prim-ministru, trișați, fiindcă deci pensiile și salariile pe care le-ați majorat și vorbiți despre, iarăși, într-o manieră triumfalistă despre acest lucru, se bazează pe o dezvoltare economică nesănătoasă, vicioasă, care ține câteva luni și într-o bună zi va exploda și această majorare se va preface într-o inflație, într-o hiperinflație, care nu numai că va mânca toată această majorare, dar îi va aduce pe pensionari și oamenii care primesc salarii la o stare mult mai proastă decât este. Și spuneți-ne, care sunt, de fapt, care este tactica guvernului sau strategia guvernului de creștere economică, că acum domnul prim-ministru vorbea în exclusivitate despre banii care trebuie să vină de după hotare pentru a susține bugetul Republicii Moldova. Noi iarăși trăim ca o economie drogată. Dacă drogul nu vine la timp, se începe, cum se numește în română, convulsiile acestea a persoanei drogate. De fapt, economia Republicii Moldova este o persoană drogată, foarte bolnavă, care așteaptă porțiunea de droguri care trebuie să vie la timp. Dacă nu vine, e gata, se încep durerile masive. Și iată care trebuia să fie misiunea opoziției. Dodon a încercat ceva acolo să facă, dar în rest ceilalți s-au concentrat pe niște lucruri minore care nu au avut ecou în publicul larg și de aici și această impresie. Nu vorbesc că are dreptate domnul prim-ministru atunci când a prezentat lucrurile așa cum le-a prezentat. Dar oamenii simpli, care nu au o capacitate de pătrundere profundă în ceea ce a spus primul ministru, care lucrurile le primesc ca un adevăr în ultima instanță, în ceea ce se declară, ei au rămas cu această senzație că stați, dar uitați, stabilitatea este, salariile se plătesc la timp,
Și așa mai departe. Și oamenii simpli nu înțeleg deocamdată, sau mulți dintre ei nu înțeleg, că toate lucrurile acestea foarte repede ar putea să se sfârșească cu o catastrofă. O altă cifră extrem de îngrijorătoare. În 2013, datoria de stat era de 25% din produsul intern brut, astăzi este de 60%. Deci 25 de miliarde de lei, astăzi ajungem la 60 de miliarde de lei, urmând să punem pe umerii cetățenilor acea datorie de 25 de miliarde. Iată și majorarea pensiilor și a salariilor. Plus, zilnic, noi ne îndatorăm, statul Republica Moldova se îndatorează cu în jur de 80 de milioane de lei zilnic. Deci datoria crește zilnic. Noi anual, datoria statului Republica Moldova crește cu câteva miliarde de lei. Așa decurg lucrurile în Republica Moldova anului 2016, guvernată de Plahotniuc prin interpusul Filip. Și nu era foarte greu pentru acești deputați din opoziție să spună lucrurile astea. Era destul de simplu. Din păcate, a ieșit așa cum a ieșit. Însă pe noi nu ne încălzește foarte mult și nici pe cetățean nu o să-l încălzească acest discurs populist al lui Filip. Pentru că lucrurile, nici acele 170 de milioane ale FMI-ului, dacă vor veni sau nu vor veni în octombrie, nici acel împrumut al României, nici alți bani nu vor schimba lucrurile dacă aici, într-adevăr, nu se va schimba tot acest sistem bolnav care a fost bolnav din 2009, dar acum, în ultimul an, boala se acutizează extrem, extrem de grav. O să mai aduc aici un exemplu și o să vă rog după asta să facem și concluzii, pentru că rămânem fără timp de emisie. Există foarte multe subiecte care încă rămân de discutat. A vorbit Pavel Filip despre reducerea tarifului la energie electrică și la alte servicii. Acum că s-a tot vorbit despre un rabat de 10% la energie electrică, mă întreb cum ar trebui să înțeleagă cetățenii Republicii Moldova această veste aparent bună după semnarea memorandumului dintre Ministerul Economiei și Gaz Natural Fenosa pentru ca devierile financiare să fie incluse în tarif. E vorba despre 1,75 de miliarde de lei cu o dobândă de, ca să nu greșesc, de 7,66% anual, începând din 2017, deci după alegeri. Domnul prim-ministru Filip, un cuvânt său n-a spus despre acest memorandum. Unul care nu se înscrie în tactica prezentării lucrurilor pe care au asumat-o membrii guvernului în cadrul dezbaterii acestei moțiuni de cenzură. Dar unii dintre deputați au vorbit așa, printre altele, acolo despre majorarea aceasta, micșorarea prețului la electricitate în condițiile când prețul s-a micșorat cu 25% sau 28%, dar real, prețul real pe care este comparat de la Ciurgan, iar prețul în factură, dar cu 10%. Și a apărut o întrebare, dar unde au dispărut aceste 18%? Exact. Unde s-au dus? Și vă atrag atenția, niciun deputat, dar niciunul n-a spus, stați, dar păi este Energo Capital, cum se numește firma aceasta, intermediară care practic papă această diferență. Și Energo Capital are și nume concrete, deci buzunare concrete unde se duc banii pe care noi, fiecare dintre noi, le plătim. Vine primul ministru și spune că noi am micșorat cu 10% deci prețul la electricitate, dar noi suntem în drept să-l întrebăm, dar 18% unde se duc? Cum ni s-a întâmplat că aceste 18% undeva s-au pierdut pe drum? Și încă o chestie foarte scurt despre cum funcționează Republica Moldova. Ieri, Andreu, deși cotațiile la petrol în ultima perioadă au crescut și exact petrolul care s-a rafinat în perioada în care noi luăm motorină a crescut prețul, ieri Andreu a obligat petroliștii să scadă cu 50 de bani prețul la motorină și cu aproape 40 la benzină. Cu o zi înainte de această moțiune de cenzură, dimineața Publica TV face știri triumfaliste intervievând șoferii, după aia Filip se laudă. Iată cum funcționează statul Republica Moldova. Poate să pară o serie de coincidențe, dar nu este niciun fel de coincidență. Acest stat nu funcționează, doar se face la cineva de din deget și se fac scumpiri, ieftiniri și tot ce se vrea să facă în țara asta. Pentru cetățenii Republicii Moldova poate ar fi așa, poate nu pentru toți. Pentru partenerii de dezvoltare și partenerii care au în vizor Republica Moldova, cum stau lucrurile, dar foarte scurt.
Aici e simplu. Atât poporul Republica Moldova, cât și partenerii de dezvoltare Republicii Moldova sunt hrăniți deja de ani buni cu promisiuni care nu se îndeplinesc. Deci asta e retorica cu care și... E valabil și în raport cu partenerii externi. Absolut. Sunt foarte multe promisiuni care nu s-au onorat cronic. Noi să nu uităm că ultima tranșă tot n-a fost primită de la femei din programul trecut, pentru că n-au fost respectate anumite promisiuni. Faptul că acum se strâmbițează cu un acord prealabil, de fapt, pentru ei deja e acord bătut în cuie, cum s-ar spune, e un acord prealabil, nu înseamnă absolut nimic, pentru că noi avem foarte multe acorduri, dacă să ne uităm, nu știu, acorduri de asociere, acorduri cu Banca Mondială, care nu sunt respectate. Noi privim știri că, nu știu, super, s-a mai semnat ceva, după care tot asta se îngloadă în birocrație și în rezistență, pentru că orice reformă doare pe cineva anume dintr-un minister sau dintr-o instituție. Respectiv, când interesul este prea mare și profitabilitatea unui proiect este prea mare, atunci reforma este zădărnicită. Și asta noi vedem foarte, foarte mulți ani la rând. Dacă mai aveți de adăugat? Lucrurile în Republica Moldova degradează, zice, trece. Și cetățenii trebuie să înțeleagă că ceea ce văd la televizor și ceea ce au văzut astăzi, inclusiv la televizor, la marea majoritate a posturilor de televiziune, este o denaturare totală a realității. Dacă aceste posturi de televiziune ar merge în satul Naslavce, am văzut astăzi niște poze cu case locuite acum 3-4 ani, care acum sunt împădurite. Deci o zonă de sat unde locuiau oameni acum 3-4 ani s-a transformat în pădure. Iată care este realitatea în Republica Moldova. Astăzi o colegă de facultate, cea mai bună studentă din grupa noastră, mi-a spus că pleacă peste hotare, pentru că nu mai are ce să facă aici. Iată care este realitatea Republicii Moldova. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii și pentru discuții. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. La ora expertizei ne revedem mâine la ora 12. Toate bune!